Parlamentarii români recunosc că trăiesc în aceste zile o presiune fantastică din partea DNA, care se află în plin proces de curățenie generală în rândul clasei politice, ceea ce a încetinit vizibil procesul legislativ în România. Deputatul PSD Ioan Munteanu susține însă că etichetarea în bloc a Parlamentului ca fiind o adunătură de corupți deranjează și timorează întreaga clasă politică. În mod normal, ia o anumită presiune, trebuie să spun adevărul pe cei care astăzi sunt în Parlament. României. Dar asta nu ne împiedică decât doar să punem așa că lăsăm cu o viteză mai mică modul în care participăm la dezbatere și la promulgarea sau la transmiterea legilor spre promulgarea președintului țării. Sunt anumite nemulțumiri, unele mai vocale, alții sunt mai tăcuți. Faptul că etichetarea vine în bloc, asta deranjează cel mai mult. În rest, nu cred că e vreun parlamentar, exceptându-i pe o mână de oameni care se opun unor decizii ale justiției, să facă și ei la fel. Foarte puțin sunt, să știți. Cele două camere ale forului legislativ lucrează totuși la o serie de legi, cuvântul de ordine avându-l parlamentarii din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Sunt două lucruri clare. În primul rând că parchetul face parte din magistratură, întocmește actele premergătoare pentru judecată, care asta merg mai în România. Numai un pic. Astea sunt legile noastre și ei lucrează în baza legilor pe care Parlamentul le-a adoptat. La parte din ele am participat și eu, dar eu am spus de fiecare dată și când m-am întâlnit cu dumneavoastră în diferite emisiuni de-a lungul vremurilor, timpului, că răspund aproape conștient despre ceea ce se întâmplă în comisia permanentă în care e meseria mea de țăran. Acolo știu ce fac, dar în rest sunt dependent de votul colegilor mei din celelalte comisii permanente. Cum aș putea, de exemplu, eu să iau o situație, să-l contrazic pe domnul senator Chelaru, care e bine ancorat în probleme juridice? Cum nici el cred că nu m-ar putea contrazice pe mine, de câte ori crește o sămânță de mac până iese planta afară. Parlamentarul nemțan spune că fiecare senator sau deputat este totuși părtaș fie și moral al votului dat pe o anumită lege. Din păcate, de multe ori suntem părtași votanții pe anumite proiecte care vin de la comisii diferite cu răspunderea morală, să zicem, că ați votat așa. Sigur că am votat la îndemnul acelor colegi din comisiile permanente, considerând că ei sunt cei mai îndreptățiți să ne spună dacă e bine, dacă nu e rău. Exact. Spre exemplu, acum stau și mă întreb ce am votat eu atunci la codurile care au fost modificate penale și de procedură penală. Când vorbim despre suspiciune rezonabilă. Sună pompos. Vă rog să mă credeți, nici n-am știut până n-am auzit acuzațiile care se aduc. Păi suspiciune rezonabilă, poți să spui oricui că ai o suspiciune rezonabilă. Anul 2015 pare a rămâne cel cu foarte multe legi la sertar, tocmai din cauza atmosferei de teamă generală care a cuprins Parlamentul, ce nu se mai reunește decât la solicitarea Ministerului Justiției de a încuviința sau nu arestarea preventivă a vreunui ales.